La nivelul laboratorului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor Hunedoara au fost analizate un număr de aproape 10.300 de probe, dintre care aproape 900 pe domeniul siguranței alimentelor și mai mult de 9.000 pe domeniul sănătății animale. Luna trecută au fost confirmate două focare de peste porcina africană la porcii domestici din câteva gospodării, dar focarele au fost lichidate în cel mai scurt timp. Din păcate, potrivit DSVSA Hunedoara, la controlele pe linie de siguranță alimentelor au fost constatate deficiențe de igienă, depozitare și comercializare a produselor alimentare, manipulare, etichetare, vinovații fiind sancționați contravențional cu amenzi în quantum de 40.400 de lei.